Salutare, dragilor, și bine m-ați găsit la un nou vlog. Astăzi voi face un alt fel de vlog, un vlog despre cheltuielile pe care eu le-am avut în Asia timp de o lună. Am călătorit din 20 ianuarie până în 20 februarie și o să fac costurile, o să vă arăt costurile care au cuprins transportul cu avionul și cazarea. Cheltuielile personale aici diferă de la fiecare la fiecare și atunci am decis să fac numai despre asta. O să încerc să fiu cât mai scurt pentru a nu mă lungi și a nu deveni plictisitor. Așadar, biletul București-Phuket a fost primul pe care l-am luat. M-a costat 370 de euro și l-am achiziționat pe la jumătatea lunii august, chiar de pe site-ul Qatar, deoarece atunci aveau promoții. Aveam de ales între două escale, una de 2 ore și una de 22 de ore. Am ales-o pe cea de 22 de ore, deoarece am vrut să văd și orașul Doha, pe care, sincer, vi-l recomand și vouă să-l vedeți, că aveți destul de multe de văzut acolo. Tot acolo m-am cazat la hotelul, să văd cum se numea, Golden Ocean Hotel, un hotel de 3 stele pentru care am plătit 45 de euro pe noapte, fără mic dejun. Hotelul a fost achiziționat de pe Agoda. Din Phuket am zburat către Bangkok și biletul m-a costat undeva la 28 de euro, iar el a fost achiziționat în luna octombrie, pe la sfârșitul lunii septembrie, începutul lunii octombrie, de pe site-ul, am impresia că GoToGate. Nu am avut absolut niciun fel de problemă, chiar dacă nu a fost achiziționat de pe site-ul companiei de zbor. Din Bangkok am zburat către Bali, bilet achiziționat la sfârșitul lunii octombrie, undeva pe 28 octombrie, m-a costat 105 euro și a fost achiziționat de pe site-ul VacaTrip. VacaTrip e o companie chinezească, foarte serioasă, sincer, la început mi-a fost puțin teamă că poate se întâmplă ceva, dar nu, oamenii au fost foarte serioși, mi-au făcut și check-in-ul, deci vă îi recomand. Din Bali am zburat către Singapore, bilet achiziționat cu o săptămână înainte de zbor și a costat 55 de euro. Nu mai țin bine minte, dar cred că tot de pe un site de genul ăsta l-am achiziționat. Am impresia că Budget, ceva de genul, Budget se numea. Și cum spuneam, 55 de euro. Plecarea către casă am făcut-o din Singapore, bilet achiziționat de pe GoToGate și a costat 525 de euro. Am avut escală de 3 ore în Istanbul. Acesta a fost cel mai lung zbor al meu, a durat 12 ore. Așa, ce sfaturi să vă mai dau eu despre transport? Încercați să, cel puțin în Thailanda, dacă ajungeți în Bangkok, evitați să mergeți cu taxiul, deoarece e foarte, foarte aglomerat și durează foarte mult timpul de deplasare. Eu am comandat scutere de pe Grab și Bolt și sunt foarte ieftine și merg băieții cu ele așa, deci ajungi foarte repede la destinație. La fel și în Phuket, deși acolo am mers cu taxiul pe la excursiile opționale, luat tot așa de pe Bolt sau de pe Grab. În Bali, de altfel, nu vă recomand mașină sub nicio formă. Poate ați văzut vlogurile mele, e un trafic extraordinar de mare și nu merită. Doar când mergeți către aeroport, atunci da, dar între localități nu. Dacă nu știți să conduceți scutere, atunci faceți comandă de pe Grab și Bolt și vă duc fără nicio problemă, băieții, unde aveți nevoie. Cam astea ar fi despre transport. Acum să începem cu cazarea. Cazarea am început cu Phuket, l-am luat la hotel Grace Patong, un hotel de 4 stele și am plătit 265 de euro pe 7 nopți. Hotelul avea infinity pool, camera arăta foarte bine, chiar vă recomand, aproape de Bangla Road, aproape de plajă, foarte bun hotelul. De aici am mers către Pattaya și acolo am stat la un hotel care avea nota 7,7 pe Booking, un hotel ok pentru două zile când am stat eu acolo, a fost chiar bun. El se numește AA Pattaya Golden Beach, pe la 200 de metri de plajă. Așa, după Pattaya am mers în Bangkok și aici am stat timp de 5 zile, 5 nopți mai exact, am fost cazat, la hotelul Trinity Siloam. Un hotel de 3 stele pentru care am plătit 130 de euro.
Menționez că toate plățile până la aceste hoteluri le-am făcut doar cu cardul, deci n-am făcut nicio plată înainte sau cash, doar cu cardul, nu mi s-a luat absolut niciun comision. Din Bangkok am zburat către Bali, aici am avut mai multe cazări în Bali, ele au fost una, două, au fost patru cazări la număr. Primele două zile am stat la Kachu Ubud Inn, unde am plătit 20 de euro pentru două nopți. A fost cea mai ieftină cazare pe care am găsit-o pe Booking. Aici am avut și micul dejun în bani. Ăștia, fără mic dejun, costa 5 euro pe noapte. Am încercat de curiozitate să văd cum arată o cazare de 5 euro pe noapte. N-avea frigider, n-avea televizor, dar să dorm era ok. Pentru 10 euro chiar l-a meritat. De acolo am mers la, nu știu, pensiune, nu știu cum să le spun asta, că nu erau hoteluri, Rumah Roda, și am plătit 26 de euro pentru două zile, tot cu mic dejun. Acesta arăta un pic mai bine, camera era mai mare, aveam frigider, aveam și televizor, dar televizorul nu l-am folosit absolut deloc. Deci 13 euro pe noapte. Apoi de aici m-am mutat în Seminiac. În Seminiac am avut două cazări la același hotel, luate în perioade diferite. Prima cazare am luat-o pe două nopți și a costat 36 de euro, deci undeva la 18 euro pe noapte, și am achiziționat-o prin noiembrie. Văzând cum arată hotelul acolo, mi-a plăcut foarte mult, am decis să continui tot acolo și am luat cazarea cu două zile înainte și am plătit pentru 3 zile 81 de euro. Deci faceți socoteala, aproape 26-27 de euro pe noapte, cu 10 euro mai mult pe zi. Deci faceți rezervările mai din timp dacă sunteți siguri că ajungeți acolo. Aici n-am avut mic dejun și la fel am plătit cu cardul. După Seminiac m-am mutat în Uluwatu și am stat la Chantika Guest House. Acolo am plătit pentru 3 zile 50 de euro, dar aici am plătit cash. Nu a acceptat plata cu cardul. Bun, asta a fost cazarea în Bali. În Singapore am căutat, săptămâni la rând am căutat cazare. Cea mai ieftină cazare era la hostel, dar nu sunt adeptul acestui tip de cazare. La bătrânețe e mai greu să accesi și alte persoane pe lângă tine. Și am luat, sincer, cel mai ieftin hotel pe care l-am găsit. Haising Hotel se numește. Era situat în Little India. Și am plătit 58 de euro pe noapte. Și aici am plătit tot cu cardul. Menționez că nici aici n-aveam frigider. Camera avea 7 metri pătrați. Asta a fost să fie. Bun, astea au fost cheltuielile cu cazarea și transportul. Alte întrebări și alte sfaturi, dacă mai doriți să vă dau, puteți să mă întrebați în comentarii, să spuneți cu ce pot să vă ajut, cu ce fel de informații. În principiu a fost o călătorie extraordinară și vă recomand celor care n-au fost în Asia să meargă, deoarece e wow, pentru mine a fost cea mai frumoasă lună din viața mea. Cum v-am spus, cheltuielile personale depind de fiecare în parte, doar că în Bali, cel puțin, nu prea mai mănânci ieftin decât unde știu localnicii, și chiar restaurantele de localnici sunt mai scumpe decât erau înainte. După pandemie, prețurile au crescut mult, asta spun și cei care au stat acolo. Chiar Drago și Cristina, i-am vizitat, probabil ați văzut în vlogul lor, i-am vizitat și am petrecut cu ei chiar două zile și spuneau că prețurile au crescut foarte mult. În Thailanda poți să mănânci mai ieftin, street food la tot pasul, e mult mai ieftină mâncarea acolo, clar, e mult mai ieftină. Bun. Păi cam asta ar fi vlogul de astăzi despre transport și cazare. V-aș mai recomanda în Bali să mergeți, dacă ajungeți în Seminiac, să mergeți la beach club-urile Fins și Atlas, deoarece sunt superbe. Și seara să mergeți în cluburile de acolo, deoarece sunt wow. Mi-au plăcut maxim. Iar în Bangkok, viața de noapte, în Bangkok, Phuket, viața de noapte ca bărbat singur a fost
Wow, din păcate nu pot să arăt pe unde am petrecut și cu cine am petrecut acolo, dar a fost frumos și drept urmare sper, planul meu pe anul ăsta este de revinut să ajung în Thailanda. Sper să se îndeplinească. Bun, am ajuns la sfârșitul vlogului. Eu vă mulțumesc că m-ați ascultat, mulțumesc pentru atenție. Abonați-vă la canalul meu pentru a fi la curent cu toate noutățile. Acum sunt acasă în București, vă pup și vă iubesc pe toți. Mua!